Bună ziua, dragele mele! Eu sunt Doina Baciu și astăzi vreau să vă arăt cum modificăm o fustă pe care o avem și am dorit să îi schimbăm modelul. În condițiile în care tot ceea ce îți spun te interesează, urmărește-mă! Să trecem la lucru. Modelul despre care vă, folos, vă vorbesc, mă iertați, este o fustă neagră lucrată în clin, ușor evazați la partea de jos. Deci ușor evazați la partea de jos, care este lungă și pe care doresc să o scurtez. Și pe una din cusăturile de la clin am să-i pun un fermoar exterior. Da. Foarte frumos care se deschide și la partea de jos și la partea de uh, sus. Această fustă o putem modifica deci dacă și dumneavoastră aveți și vreți să vă modificați o puteți modifica în două moduri. Eu am scris pe tablă și în timp ce vorbesc, o să rămână și scrisul să vă fie mai ușor. Deci, fusta are lungimea de 85 și doresc să o scurtez la 70. Deci avem două variante. Putem să o scurtăm 70 de centimetri și să rămână același model. Și, deci, partea de sus a fustei, da? O ridicăm cu 14 cm. Tivul rămâne la loc făcut cum este, clinie evazează rămân aceea. lucru care îl modificăm va fi aici la lungime, deci nu putem să tăiem la partea de jos pentru că i-am luat din evazeul clinilor și singur loc unde lucrăm este aici partea de sus. Desfacem amformul, tăiem aici și măsurăm din nou talia ca să o ajustăm la uh, talia pe care o avem în partea de sus. Ținând cont că tăiem în zona aceasta, aici ar fi dimensiunea uh, mai mare și atunci va trebui să modificăm pe fiecare cusătură de la clin să îngustăm până ajunge talia la același uh, nivel. Dacă vrem, vrem să o modificăm așa cum doresc eu, deci voi tăia 10 cm pentru că tivul, dorind să fac fusta dreaptă și cu fermoar și despicată pe partea cu fermoarul, tivul o să-l fac mai mare. Și atunci lași un centimetru sus pentru amform, unde ți montezi amformul sau betelia, dacă o ai pe betelie, că puteți aveți fusta respectivă sau pe betelie sau pe amform. Și jos facem un tip de 4 uh, cm. Și atunci vom tăia numai 10 uh, cm. Și uh, aici am uh, explicat modul de lucru. Deci, descoasem amformu. În cazul meu, aici, da, ăsta este amformu. Se pune pe partea de dos a fustei amformu. Iar dacă aveți betelie desfaceți betelia. După aceea excludeți surplusul de lungime. Da, vedeți că eu aici am date două semne și pentru un model și pentru celălalt. Îndepărtăm părțile evazate de la clean pentru modelul meu iar dacă doriți să faceți numai modificarea de lungime, îndepărtați numai partea de surplus de material ca să ajungeți la lungimea pe care o doriți. Dacă modificăm după varianta a doua o să tăiem și tivul pentru că vom face un tiv mai lat. Mai explic încă o dată ce înseamnă fustă pusă pe anfon, vedeți noastră, asta este partea de dos a fustei, iar acesta se numește amform, căptușala se pune în continuarea amformului, iar la partea de jos a fustei care este în șase clini, deci în condițiile în care doriți să-i modificați și modelul să nu mai fie evazați, ce facem? Îndreptăm fiecare clinda. Ia uitați, așa am făcut la fiecare uh, cusătură și uh, eu dorind să fac tivul mai mare și să nu mă mai chinui să descos uh, tivul, nici nu are sens pentru că ai destul, uh, am destul uh, material în plus, atunci am să uh, tai și uh, tivul de la uh, fustă și am să refac un tiv la 4 cm. Pentru cele care nu cunoașteți noțiunea de amform, amformul înlocuiește betelia. da. Deci finisează la partea de sus fusta prin amform sau punem betelie. Ce vroiam să vă arăt căptușala o să scurtăm de la partea de Tiv. pentru că ea nu este, nu are niciun model, deci vom tăia căptușala când o să fie modificată fusta, de la partea de jos o scurtăm. Deci în continuare, deci o să desfacem formul. trebuie să scurtăm căptușala la nivelul la care trebuie cu noua lungime. Am tăiat tivul vei care era făcut foarte mic, era la îndoit numai cât este cum se numește festonul pentru că la fustele pe cloș, pe clin nu se fac tivuri mari și vedeți dumneavoastră fiecare parte de clin îl îndreptăm fiecare parte de clin am îndreptat-o da? să transformăm fusta cu modelul drept am să vă arăt și pe față pe fustă am îndoit cât ar fi Tivu, și pe una din cusături, deci pe partea stângă, aș pune acest fermoar, un picuz, care este un fermoar cu argintiu și cu auriu, nu se vede foarte bine, și care o să-l prind în cusătura respectivă. Deci nu o să mai am nevoie de fermoar. Înainte aveam fermoar în partea stângă ascuns. Da aici aveam fermoară ascuns iar uh, acum o să renunț pentru că acesta este detașabil și se uh, deschide și de jos da deci are doi uh, căței. Deci merge în uh, amândouă direcțiile și partea aceasta de la lativ până aici am să o las uh, despicată și asta este modificarea iar aici la partea de sus am să mut am formul și o să o strimtez exact talia să-mi vină cum este talia mea actuală, pentru că aici v-am mai explicat că zona unde coborâm este mai largă față de talie și atunci la fiecare cusătură îngustăm ca să vină fusta bine pe talie. Eu prefer să fac fustele cu Amform pentru că mă simt mai bine cu ele și am scobitură în talie și fustele se așează mult mai bine când folosești Amformul față de betelie. În condițiile în care tot ceea ce v-am spus vi se pare interesant, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube sau apelează la cursurile mele de construcție tipare de bază cu doina Baciu. Bună ziua!